Bună ziua, domnilor și domnilor, Magda Popescu sunt, urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Astăzi știrile importante vin dinspre București, dar avem și știri locale pe care o să le comentăm aici în platou alături de invitatul meu. Dar, așa cum spuneam, știrile importante vin de la București, acolo unde instanțele naționale au dat astăzi două achitări de răsunet. Este vorba de vâlceanca Ana Maria Pătru, care a fost achitată în celebrul proces intentat de DNA Ploiești, unitatea de elită, și cea de-a doua achitare de răsunet este cea lui Mircea Sandu, acuzat că ar fi primit mită prin intermediul soției sale 700.000 de lei de la o casă de avocatură din București. Despre toate aceste subiecte, dar și despre ce se întâmplă în Vâlcea, vom vorbi astăzi cu senatorul Bogdan Matei. Bine ați venit! Să rămână, mulțumesc de invitație, bine v-am găsit! Domnule Matei, ați condus o perioadă Ministerul Sportului, așa că sunteți familiarizat cu domnul Mircea Sandu și cu subiectul care astăzi, iată, este în prime time, ca să zic așa. Este adevărat, am condus Ministerul Tineretului și Sportului un an de zile. Ceea ce trebuie să spunem de la capătul locului este faptul că nici Ministerul Tineretului și Sportului nu finanțează Federația Română de Fotbal. Da, știu din asta. Din buget de stat. Asta pentru că există acolo o serie de probleme cu privire la alegerea președinților, nu sunt statutare din punct de vedere al specialiștilor Ministerului Tineretului și Sportului și la ora actuală noi, Ministerul Tineretului și Sportului este în proces cu Federația Română de Fotbal. Revenind la întrebarea dumneavoastră cu fostul președinte al Federației, Mircea Sandu, iată că după o lungă perioadă de timp, în sfârșit distanța s-a pronunțat definitiv și nu pot să spun decât că este păcat de toți acești ani în care acest om a fost târât prin procese, tribunale, martori, anchetat și așa mai departe, ca într-un final, după atâția și atâția ani de zile, să aflăm că de fapt nu este nimic adevărat și că cel menționat de noi astăzi nu are niciun fel de vină, decât omul și-a făcut treaba cu profesionalism atâta timp cât a fost la Federația Română de Fotbal și mai mult de atât n-am făcut nimic altceva decât să ne pătăm imaginea în plan internațional, pentru că domnia sa deținea și o funcție foarte importantă la nivelul Federației Internaționale de Fotbal. Deci iată că degeaba a încercat domnia sa o lungă perioadă de timp să-i convingă pe cei de la FIFA și UEFA că nu este implicată în niciun scandal, pentru că până la urmă l-a afectat toată această perioadă. Și bineînțeles că ce ne rămâne de făcut decât să îi urăm multă sănătate, pentru că deja și vârsta și-a pus amprenta asupra dumnealui și nu mai poate să spunem noi să demonstreze foarte multe în fotbalul românesc, pentru că timpul nu iartă pe nimeni. Da, din păcate o asemenea chestiune te afectează la nivel de imagine, iar domnul Mircea Sandu avea o imagine publică de apărat, ca să zic așa. Iată că odată cu apariția acestor acuzații și acestor dosare, dânsul a trebuit să se retragă din toate forurile fotbalistice interne și internaționale. După o muncă foarte, foarte îndelungată, pentru că domnia sa a muncit foarte mult până a ajunge mai întâi președintele Federației Române de Fotbal, venind, bineînțeles, și după o carieră foarte frumoasă ca fotbalist profesionist, făcând parte dintr-o generație de aur a fotbalului românesc. Bineînțeles că toată munca aceasta i-a fost umbrită de această nenorocire, dacă pot să-i spun, care s-a pus pe viața dumnealui, pentru că aici nu vorbim doar de Mircea Sandu, ci vorbim de întreaga familie a dumnealui, de cunoștințele dumnealui, de persoanele dragi dumnealui care au avut de suferit și iată că într-un final, după cred că 8-10 ani de zile, nu știu exact termenul, în sfârșit instanța a luat o decizie. Este o decizie venită târziu din punctul meu de vedere. Cred că în acei ani, acum 8 ani, 9 ani, dar și poate chiar 4-5 ani, nu asistam decât la circ, pentru că știm foarte bine când ne uitam la televizor și nu vedeam decât breaking news și la cele în care ne uitam, nu vedeam decât iată că încă o arestare, după care la o anumită perioadă de timp vedeam că aceștia sunt achitați și că de fapt nu sunt vinovați. Deci iată că acestea au fost realele probleme cu care ne confruntam în acea perioadă. Sper să nu mai revenim la acele vremuri în care televizorul să fie plin de breaking news și arestări în direct, pentru că de fapt ar trebui ca și aceste proceduri să fie unele închise. Nu spun să nu
prezentăm opiniei publice exact ceea ce se întâmplă, însă cred că putem reduce la maximum acest circ, care de fapt nu face nimic nici celor care se uită și nici celor care sunt implicați din punct de vedere al familiei și al persoanelor. Eu îmi doresc foarte mult, așa cum spuneam, să nu mai asistăm la asemenea perioade, pentru că, așa cum știți și dumneavoastră, în acea vreme cred că aveam arestări pe bandă rulantă în fiecare zi, nu vorbesc să facem o însumare a acestora, însă știm cu toții că am trăit acele vremuri ce se prezenta la televizor. Da, și așa, domnul Matei, ajungem, ne întoarcem în zilele noastre, ca să zic așa. Astăzi, așa cum spuneam, au avut loc aceste două achitări de răsunet, dar haideți să ne întoarcem la ce trăim astăzi și la ce ne confruntăm astăzi aici în Vâlcea. În primul rând, de această poveste cu COVID-19, cu niște autorități județene foarte precaute care încearcă să ne închidă, practic, în case. Da? Deja avem 25 de școli pe scenariu roșu, 123 pe galben, 257 pe verde. Știm că activitățile economice au fost, majoritatea activităților economice au fost suspendate. Avem mai multe orașe și localități din Vâlcea, spre 30 aproape, în care activitățile acestea sunt suspendate. Cum vedeți dumneavoastră această situație? Spre ce credeți că ne îndreptăm? Eu sper să nu ajungem să fim închiși din nou. Ar fi cea mai dură măsură care s-ar putea aplica nu numai asupra județului Vâlcea, ci asupra României. Pentru că, după cum spunea și dumneavoastră, aș fi curios dacă le-am calculat toate unitățile școlare care sunt astăzi pe acest scenariu roșu și galben, câte ne-ar mai rămâne fără acest scenariu. Adică în câte unități școlare nu avem niciun fel de problemă. Cred că inspectoratul școlar are o situație foarte clară. Da, erau 257 pe verde, nu vreau să greșesc, pentru că lucrurile se schimbă de la o oră la alta. De acord cu dumneavoastră, nu poți să faci un număr clar astăzi, pentru că datele și cifrele se schimbă de la o oră la alta. Însă dumneavoastră făceați referire, spuneați că sunt precauți. Din punctul meu de vedere, nu sunt precauți absolut deloc. Pentru că, așa cum știm, cea mai simplă măsură este să tai sau să închizi. Ne venim cu niciun fel de soluție. Asta este problema numărul unu pe care eu o pun astăzi în dezbatere la emisiunea dumneavoastră. Care sunt soluțiile pe care autoritățile sau instituțiile de care dumneavoastră vorbea, și aici ne referim despre la prefectură și Comitetul pentru Situații de Urgență, dar nu numai, ci și guvernul prin Ministerul Sănătății, care sunt măsurile concrete pe care noi le luăm astăzi ca stat prin autoritățile noastre, astfel încât să preîntâmpinăm. Am văzut și aseară, cred că cu toții, declarația președintelui României, breaking news-ul, care de fapt n-a fost niciun fel de breaking news în afară de cel că a purtat mască, așa cum știm cu toții, și mai mult de atât ne-a îndemnat în continuare de atâtea și atâtea luni de zile la aceleași lucru, să purtăm mască, să ne spălăm pe mâini. Deja lucrurile astea le cunoaște toată lumea, iar populația este responsabilă când vine vorba despre aceste măsuri pe care le știm cu toții. Eu, unul personal, ca și cetățean aici, nu mă refer ca politician al județului Vâlcea, n-am înțeles mare lucru din declarația președintului, deși sunt convins că milioane de români au stat cu sufletul la gură la televizor să poată să înțeleagă ceva, să putem noi toți să înțelegem ce se va întâmpla cu noi a doua zi. N-am înțeles absolut nimic. Ba mai mult de atât, am văzut că și a încurajat instituțiile statului prin guvernul său, că nu putem vorbi că e alt guvern decât guvernul președintelui, pentru că și l-a dorit foarte mult, i-a încurajat să continue aceste măsuri, i-a felicitat că au fost foarte precauți până acum și mai mult de atât i-a și felicitat spunând că alegerile au fost organizate corect. Pe dacă aceste alegeri ar fi fost organizate corect, cred că n-am fi asistat astăzi la o explozie a numărului de cazuri de coronavirus, pentru că avem peste 3.000, dacă nu mă înșel, la ora actuală. Erau 2.786, cred că ieri, iar numărul acestora este unul în creștere. Iată ce se întâmplă și în sistemul de învățământ, cu precădere în Vâlcea, în unitățile noastre școlare, unde numărul copiilor este unul în creștere, pentru că vorbim aici și de cadre didactice, dar vorbim și de elevi. Ori, înmulțind toate lucrurile acestea, pentru că aici nu vorbim doar de un scenariu galben în care un copil este depistat și este trimis acasă în izolare sau un părinte al copilului respectiv, ci aici vorbim de întreaga familie. Pentru că dacă mama este depistată, atunci și copilul, și tatăl, și toată familia intră în izolare de 14 zile și adunându-i pe toți vom vedea ce se întâmplă. Spre exemplu, premierul Orban al doilea test negativ.
n-aș vrea să vorbesc foarte mult despre premierul Orban, dacă este negativ sau pozitiv, că nici nu prea mă interesează foarte mult dacă el, dumnealui, este negativ sau pozitiv. Dacă mă întrebați, cred că pentru România, nefiind răutăcios, e mai bine să stea în izolare. Cred eu. Este doar părerea mea. Din punctul meu de vedere, cred că nouă ne-a prins foarte bine atunci când a stat izolat la Vila Lac, dacă vă mai aduceți aminte, care pe noi toți ne îndruma să stăm izolați în... Nu mai știu unde visa dumnealui, dar el le-a bine mersit la Vila Lac cu piscină și tot ce îi trebuia, fără niciun fel de probleme, dar din când în când, din când în când, ne mai bucura ochii cu câte o declarație de la Vila Lac. Astăzi nu mai putem să râdem, nu mai putem să glumim nici pe izolare, da, nici pe absolut nimic, amuzant. Pentru că dacă în vremea aceea aveam foarte puține cazuri, dar am închis toată România, la vremea aceea și iată că efectele le resimțim astăzi. Vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă în domeniul Horeca, unde oamenii pur și simplu sunt disperați. Iar acest lucru ne afectează și pe noi, județul Vâlcea, în care știm foarte bine că o bună parte din activitatea care se desfășoară pe teritoriul județului Vâlcea are legătură cu domeniul Horeca. Și nu trebuie să nu recunoaștem acest lucru. Vedem foarte bine că sunt foarte multe zone, chiar și în municipiul Râmnicu Vâlcea, dacă mergem pe bulevardul Demrădulescu, o să vedem că acolo, însumate toate puburile, restaurantele și ce avem acolo, adună un număr important de locuri de muncă care sunt oferite la ora actuală de către municipiul Râmnicu Vâlcea. Care sunt suspendate, conform deciziei Comitetului Județean de Situații de Urgență. Acestea sunt suspendate, dar mai mult de atât. Ați văzut și dumneavoastră reacțiile reprezentanților acestora, în care refuză să primească șomajul tehnic, pentru că au avut întârzieri foarte mari și la acest șomaj tehnic. Ba mai mult de atât. Refuză măsurile cu care a venit guvernul pentru a le dea posibilitatea să înțeleagă că măsura lor este foarte bună. De ce s-a luat această decizie și nimeni nu poate să răspundă? Pentru că și eu, ca și cetățean, mă întreb de ce un domeniu care este pe ultimul loc la număr de infectați, da? Pentru că la Horeca vorbim doar de 5 angajați care s-au infectat în toată această perioadă. Ori decizia radicală este aceea de a veni din nou și a închide pe aceștia, în condițiile în care sumele alocate de cei din domeniul Horeca pentru a redeschide restaurantele au fost unele destul de importante. Pentru că știm foarte bine, ca să le deschidă din nou restaurante, cafenele, a fost nevoie de un imbold financiar foarte mare din partea privatului, un cash flow pe care aceștia l-au băgat pentru a putea să asigure toate condițiile, iar acum, în perioada în care tu le-ai deschis, oricum capacitatea acestora a fost diminuată cu 50% prin măsurile pe care le-ai luat, astăzi ai venit din nou cu o altă decizie prin care ai spus că le-ai închis de tot. Deci, o treime rămâne. Ceea ce înseamnă că ce? Acest privat, oricare ar fi el, nu merge decât în ultimele luni de zile, n-a mers decât în pagubă. Ori nu poate să mai susțină la nesfârșit acest lucru. Merg mai departe. Tot un domeniu foarte afectat și iată crește numărul unităților școlare, domeniul sistemul de învățământ. Domnul senator, chiar voiam să deschidem această discuție despre învățământ. Am văzut la un moment dat că o numiți pe doamna ministru habarnistă și spuneți despre dumneavoastră că ar fi o rușine. De ce faceți aceste declarații? Am făcut această declarație pentru că domnia sa a spus foarte clar că cei care nu vor respecta regulile vor avea nota scăzută la purtare. Iar că ai noștri colegi sau ai mei colegi, cadrele didactice, care nu vor respecta cu strictețe ceea ce spune domnia sa, li se vor desface contractele de muncă. Ceea ce pentru mine mi se pare inimaginabil, cum tu, ca dascăl, pentru că și domnia sa, după câte știu eu, este dascăl, așa cred. Eu nu știu decât de pe vremea când tot domnia sa era director sau ceva, director general prin Ministerul Educației, în care tot domnia sa încerca să tragă pe acolo câteva sfori. Și mi-o aduc aminte de prin 2005-2006, dacă nu mă înșel, celebra Anisie, ministerul ăla de nu știu cât timp și nu este singura, din păcate, și mi-asum ceea ce spun. Cred că și la Ministerul Educației trebuie făcută o curățenie generală, pentru că acolo asistăm la niște mamuți de vreo 20-30 de ani în ministerul ăla, care nu fac dinozauri, care nu fac absolut nimic decât blochează întreaga activitate. Și am să vă dau și un exemplu, dacă vezi concret, tot despre faimoasa Pepsi Glass, în care audiată în comisia
de învățământ din Parlamentul României, am întrebat-o ce se întâmplă cu finanțarea Olimpiadei Naționale, mă rog, sportul școlar, ce se întâmplă cu el. Dumnealui mi-a răspuns foarte simplu și a spus, avem în atenție, după care privirea s-a îndreptat către partea stângă unde era faimosul director de 20 și ceva de ani și i-a spus, ați auzit, domnul director, când ne deblocați banii? Adică ca și când la minister. Deci acestea sunt publice, se poate vedea și înregistrarea. La a doua audiere, din nou am întrebat-o pe celebra și faimoasa doamna Pepsi Glass, ce se întâmplă dacă a reușit să deblocheze o sumă de bani către sportul școlar. Dumnezeu mi-a spus că a transmis domnului director, dar numai că domnul director până la acel moment n-a auzit. Nici astăzi n-a auzit. Că trebuie să și deblocăm, pentru că asistăm astăzi la o subfinanțare a sportului școlar. Dar revenind la măsurile... Și asistăm la o blocare aproape... Dar revenind... A întregului sistem de învățământ până la... Astăzi avem o blocare a întregului sistem. Părinții cred că nu mai știu cum să facă față pe câte grupuri de WhatsApp sunt. Și eu sunt, să știți, pe două grupuri de WhatsApp. La clasa a patra. Sunt cele mai tare aceste grupuri de părinți. Mă rog, eu sunt un caz fericit, că nu sunt foarte implicat în ceea ce înseamnă teme și așa mai departe, că nu mă pricep foarte bine și am lăsat această parte în responsabilitatea altcuiva. Dar, revenind, nu se poate să facem 10.000 de grupuri de WhatsApp pe copilașii noștri, să-i ținem pe tot felul de tablete, de pe tabletă îi băgăm în alt scenariu, din scenariu 1 în scenariu 2, din scenariu 2 îi ținem acasă și așa mai departe, ori părinții nu mai, pur și simplu nu mai știu cum să reacționeze și ce să facă. Mai mult de atât, s-a creat o discrepanță uriașă între mediul rural și mediul urban. Pentru că în mediul rural știm foarte bine gradul de sărăcie este unul ridicat comparativ cu mediul urban. Deci iată că la examenele naționale subiectele nu mai pot fi unitare pentru cele două medii. De ce? Pentru că discrepanța s-a creat în toată această perioadă și o să asistăm că copii foarte buni din mediul rural vor fi defavorizați. Defavorizați când vine vorba de capacitate sau când vine vorba de examenul de bacalaureat. Domnul senator, mă bucur că ați deschis acest subiect pentru că aici avem o problemă, consider eu, foarte gravă. Există cazuri, și sunt cazuri chiar și în Vâlcea, de copii care nu pot să beneficieze de acest învățământ online până la urmă, da? Ce se întâmplă cu ei? Ce facem cu copiii ăștia? Pentru că este clar, dreptul la educație este garantat de Constituție. Bun. În afară de faptul că e scris în Constituție, mulți dintre elevii, chiar și din județul Vâlcea, astăzi nu pot să beneficieze de învățământ online. Da. Și mai mult de atât, învățământul în România este gratuit. Așa se spune. Este corect? Știi foarte bine că de cele mai multe ori nu se întâmplă acest lucru, dar nu intrăm astăzi în detalii, poate într-o altă emisiune. Putem discuta și despre acest aspect, că n-am o problemă. Eu fiind și cadru didactic vreo 12 ani și aș putea să fac o radiografie completă, ca să spun așa. Bun. Revenind la ceea ce spuneați dumneavoastră. Într-o emisiune anterioară, invitată de dumneavoastră și vă mulțumesc, m-ați întrebat cum aș vedea eu ca toată lumea să fie mulțumită și să nu avem niciun fel de problemă. Am dat câteva soluții atunci, 2, 3, 5, nu s-a respectat niciun fel de problemă. Am crezut, văzând o știre a doamnei ministru, am crezut că într-adevăr lucrurile se așează pe un făgaș normal și că un procent însemnat, nu spun 100%, că n-ai cum să reușești 100%, dar într-un procent însemnat de peste 70-80% vom reuși să rezolvăm această problemă a învățământului online sau face-to-face. Că nu mai înțelegem acum cum să-l facem. Dar din păcate, pentru că am auzit atunci că vor fi într-adevăr achiziționate celebrele tablete. Care nici până în ziua de astăzi care nu există. Care nici până în ziua de astăzi nu există aceste nu au celebre tablete. Copiilor, mai mult de atât. N-am văzut un plan foarte clar, pentru că este foarte ușor să achiziționezi o tabletă. Dar ce faci cu ea? Te uiți la ea? Pentru că avem în mediul rural copii care nu dețin internet. La ce se conectează acest copil? Doamna ministru a spus la un moment dat că acest contract, care n-a mai ajuns să mai fie achiziționat de minister până la urmă, pentru că au pasat această responsabilitate către primării, presupune și acest internet, adică presupune ca tabletele să fie conectate la o rețea de internet. Doamna, dar ce te faci în localitățile unde nu există deloc? N-ai cum să... Am spus și o repet și încă o dată. Noi trebuie să vorbim individual. De asta avem astăzi inspectorat școlar la Inspectoratul Județean Vâlcea. Da? Avem un inspectorat școlar. Dumnealor trebuia să vină
în fața dumneavoastră, la emisiunea dumneavoastră, sau unde preferau dumnealor, și punctual pe școli să ne prezinte situația. Pentru că, repet, avem unități școlare unde nu se impune învățământul online. De ce? Acord, pentru că sunt clase puține, iar distanțarea este de când se știe, pentru că vorbim de demografie. Nu mai există copii în zona respectivă, deci nu avem voie. Bun, eu aș fi preferat ca cetățean al acestui județ, dar și ca părinte, să știu foarte clar. În județul Vâlcea avem 20x de unități școlare unde nu se impune învățământul online. De ce? Acești copii au toate condițiile necesare pentru a evita o posibilă infectare cu coronavirus. Și mai mult de atât. Acești copii au toate condițiile necesare pentru a se deplasa la unitatea școlară și înapoi către domiciliu. Știm foarte bine că s-au făcut investiții foarte, foarte mari cu privire la transportul școlar și gratuitatea acestora pe transportul școlar. Revenim. Să nu intrăm în transport școlar, intrăm că și acolo, și acolo putem și acolo discuta, cu dureri de cap. Și acolo putem discuta foarte mult fără niciun fel de probleme și cunosc o mică parte din problemele legate de transportul școlar. Securitate și așa mai departe. Multe sunt și acolo. Revenim la școlile cu o populație școlară mare. Acolo, da, într-adevăr, trebuie să te apleci cu maximă seriozitate. Domnul Matei, vă dau un exemplu pe care l-am aflat tot aici în direct. Că vorbim de unități școlare cu mulți elevi. Berbești, 1000 de elevi. Ne-a spus aici, la noi în studio, un cadru didactic, că acolo nu există nici măcar o asistentă, o persoană care să ia temperatura. Este desemnată o doamnă din administrativul liceului, care eu știu cât se pricepe să umble cu acel termometru. Și nu vă supărați pe mine, cât timp îți ia să iei temperatura pentru 1000 de elevi? Dar aici nici nu trebuie să ai personal. Poți să instalezi un mecanism care ți-l ia imediat. Adică soluții ține și de managementul școlar, dar în principal ține de finanțare. Degeaba vorbim noi astăzi de atât și atâtea măsuri și ne dăm fiecare cu părerea, cum am crede noi că ar fi bine, atâta timp când noi avem o subfinanțare a acestui sistem. Și în continuare, de la nivel central, aruncăm pisica la nivel local. Trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna. Unitățile administrativ-teritoriale nu pot duce toate sarcinile venite de la Guvernul României. Pentru că știm foarte bine, o bună parte din sarcini au fost transferate și pe această pandemie tot către unitățile administrativ-teritoriale. Sau știm foarte bine că o bună parte din consiliile județene au făcut investiții masive în sistemul de sănătate. Și se vede și la Vâlcea acest lucru, investițiile care s-au făcut. Nu numai în pandemie, dar cu precădere în pandemie. Ori ca să vii acum și să spui că și la unitățile școlare, din nou tu, unitatea administrativ-teritorială, pe final de an, ești obligată să achiziționezi tablete, ești obligat să pui la dispoziție internet, este foarte mult din punct de vedere al bugetului pe care se bazează aceste localități, nemai intrând în detaliile cu privire la ceea ce înseamnă finalizarea anului 2020, în care sunt foarte multe primării care probabil nici nu vor avea bani de salarii. Și știm foarte bine că e o problemă există care persistă de foarte, foarte mulți ani. Și în Vâlcea au existat aceste probleme. Ori, din acest punct de vedere, cred că cea mai corectă măsură era ca unitățile școlare să achiziționeze prin contract aceste tablete și cu internet, astfel încât era exact ca la manualul școlar. O bună parte din manualele școlare, o perioadă, sunt transmise de la un elev la altul, un ciclu la altul. Știm și noi când eram elevi că am avut... Primeam manuale, da. Dacă primeam de la un coleg mai silitor, îl primeam și învelită în copertă. Dacă nu, era primită ruptă. Asta este. O mergeai acasă cu scoci, ce găseai, o puneai cap-coadă și mergeai cu ea la școală fără probleme. Așa se puteau realiza și achiziționarea acestor tablete, care se puteau face punctual de către unitățile școlare și bineînțeles că pot accepta și ideea că nu puteam achiziționa pentru întreg sistemul școlar aceste tablete, că poate efortul financiar era unul extrem de important și atunci aș fi înțeles să faci apel la înțelegere, iar cei care într-adevăr posedă sau au posibilități financiare să lase posibilitatea celor care sunt într-adevăr într-un impas financiar și pentru aceștia să se achiziționeze pentru prima dată. Merg mai departe. Trebuiau luate măsuri și pentru cadrele didactice care sunt supuse unui risc
inimaginabil la ora actuală. Imens. Și unui stres imens. Ori n-am cum să nu am asemenea declarații publice când eu văd că sunt probleme majore în sistemul de, în sistemul educațional. Nu că până acum n-ar fi fost. Nu spun că n-au fost. Și până acum au fost probleme. Știm foarte bine că sunt identice știrile de la 1 septembrie până la 15 septembrie pe toate posturile în fiecare an. Nu trebuie să ne ferim de lucrurile. Clar, așa e. Da, ele sunt identice. Da, nu știm, se schimbă nimic. Este ca și cum se schimbă legislatura în Parlament. Dacă vă uitați în ultimii 20 de ani, o să vedeți că sunt cam aceleași întrebări, fie capcană, fie mai știu eu ce, din partea reporterilor. Despre să discutăm și de Parlament, unde, și de ce se întâmplă. Unde pici în capcană? Eu sunt unul dintre cei care a picat în capcană, dar n-am o rușine, n-a recunoscut, în momentul în care mi-am luat mandatul. Celebru știe toată lumea. Bun, okay, da. Se știe despre ea. Da. Nu e asta o problemă. Când greșești, trebuie să-ți asumi că ai greșit. Când nu ești informat, trebuie să-ți asumi că ești neinformat. Haideți să concluzionăm povestea cu învățământul, pentru că vreau să vorbim și despre... Rămân la aceeași părere, 30 de secunde. Învățământul trebuia structurat foarte clar, face-to-face, o mică parte dintre materii, online, cealaltă parte. O perioadă de o lună de zile, după care se schimbau toate lucrurile astea. Cele din face-to-face mergeau în online și invers. Astfel, nu mai țineam copiii foarte mult la școală, pentru că acesta este pericolul numărul 1, pentru că ei stau foarte mult unul lângă altul. 2. Nu mai puneam nici părinții, nici cadrele didactice în pericol. Și 3. Achiziționarea de tablete trebuia făcută punctual de către unitățile școlare prin abonamente, iar acestea să fie transmise de la o generație la alta în funcție de, mă rog, cât ai garanție pe acestea. Da. Domnule Matei, alegerile locale s-au încheiat. Candidatul dumneavoastră, domn Constantin Rădulescu, a câștigat un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Vâlcea, cu un număr record de voturi, aproape 75.000 de voturi. Dumneavoastră faceți parte din echipa dumnealui, că mi-aduc aminte, în 2016 ați fost, ca să spun, pot spune, promovat de Constantin Rădulescu, că în 2016 erați așa. Cam nimeni în politică, da? Nimeni, nu, așa. Cam nimeni. Și ați ajuns senator, fiind aflat pe prima poziție, da, pe lista de senat, deci n-aveați cum să ratați, așa, da. Candidând de pe prima poziție, cam greu să pierzi. Iar acum, cred că este aglomerație mare în jurul listelor pentru parlamentare la dumneavoastră, la partid. Democratic vorbind, este normal să fie aglomerație mare când vorbim de funcții onorante ca și senator sau deputat. Este foarte adevărat. În 2016 prima dată am candidat pe lista consilierilor județeni. Și am țin minte și acum, am ocupat locul 13 pe lista consilierilor județeni și la 2016 am reușit să luăm 14 consilieri județeni și mai mult de atât am reușit ca domnul președinte să și își preia mandatul de președinte al Consiliului Județean în 2016. Este perfect ceea ce spuneți dumneavoastră. Sunt, cum se spune, omul de încredere, sunt un social-democrat creat de președintele Constantin Rădulescu și cred că o știe toată lumea. Nu este niciun fel de problemă. Cu privire la numărul mare sau aglomerația existentă pe aceste posturi de senator și deputat din partea județului Vâlcea a Partidului Social Democrat, ele sunt normale și democratice. Știm foarte bine că există un vot, fiecare are afinități, există, da, și așa mai departe. Dar mai putem vorbi, domnul senator, de competiție pentru aceste liste? Da, este o competiție internă. Ce fel de competiție? Este o competiție internă. În afară de lui, fiecare înjunghierea pe la spate. Nu știu, eu nu o simt și sper să nici nu o simt această înjunghiere, că nu am de ce. Cred că mi-am făcut treaba cu profesionalism în acești 4 ani de zile. Am și avut postura onorantă de a fi și ministrul al tineretului și sportului un an de zile. Am deținut și cu noroc, spun, am avut noroc pentru că România a avut posibilitatea să dețină președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, iar eu am fost președinte timp de 6 luni pe tineret și sport, pe tot ceea ce înseamnă Consiliul Uniunii Europene. Pentru mine a fost onorant tot ceea ce s-a întâmplat în acești 4 ani de zile. Cu siguranță că în fața membrilor noștri de partid voi prezenta un raport și tot ceea ce s-a întâmplat. Am fost și implicat în ceea ce înseamnă teritoriu cu primari, primării, alegeri și așa mai departe. Votul este cel care va decide dacă într-adevăr ce șansă vom aveți să mai fiți pe poziția, pe prima poziție pe lista de senat? Ce șansă aveți acum în momentul acesta? Eu sunt un luptător și știu că șansele mele sunt tot pentru locul. Că acum știți că mai sunt și alții care doresc și poate sunteți galant și vă dați la o parte pentru doamna Bicăs, spre exemplu. Nu vreau nici să dau nume, nu vreau nici să
să intru într-o astfel de dezbatere. Ceea ce pot să vă garantez este că de obicei sunt un tip luptător și ceea ce mi-am dorit am dar și obținut. Dar galant sunteți, domnul Matei? Sunt și foarte galant când este cazul, deci, dar în bătălia politică, dacă ar fi să, dar în această bătălie politică a alegerilor 2020-2024, eu, Matei Bogdan, îmi doresc un nou mandat de senator. Și asta înseamnă că ar fi să candidați din nou pe lista de senat la poziția întâi. Că pentru prima și prima acum, dată ne depunem candidatura arată, în interiorul partidului. Da, așa cum arată lucrurile, cam un post de senator ar fi să ia PSD-ul. Un post de senator. Da, așa. Și deputați ca în câți? N-aș putea să fac un pronostic. Nu știu, vom vedea. Eu sper să rămânem pe același rezultat din 2016. Mergând da. Și pe ceea ce s-a întâmplat în 2020 la alegerile pentru președinția Consiliului Județean, dar și pentru Consiliul Județean. Dar credeți că capitalul de imagine și de vot până la urmă al domnului președinte Constantin Rădulescu se va translata și către dumneavoastră și da. Către cei care da. Veți candida da, la ora actuală pe listele spune, parlamentare? Sigur că da. La ora actuală pot spune că avem șanse identice ca în 2016, mergând pe ceea ce s-a întâmplat la alegerile recent trecute și sunt convins că vom înregistra ca și la aceste alegeri un scor foarte bun. Mi-aduc aminte de ultima emisiune în care un reprezentant al PNL-ului spunea că vom veni amândoi într-o dezbatere. N-a fost să fie, dar sper să fie până la urmă această dezbatere în care să ne prezentăm fiecare rezultatele pentru județul Vâlcea. Cred că după aceste rezultate, Partidul Social Democrat a demonstrat că într-adevăr rămâne un partid puternic la nivelul județului Vâlcea, ca și drept dovadă această majoritate confortabilă da, în Consiliul județului Vâlcea. La nivelul județului Vâlcea, pentru că la nivel național, după cum se vede, domnul Matei, PSD-ul nu o duce foarte bine. Am avut un rezultat bun, spunem 31% este rezultatul pe care, la nivel național, pe care noi l-am obținut. Am reușit să avem 20 de președinți de Consilii Județene, ceea ce spunem noi că este un rezultat foarte bun. Și mai mult de atât, am reușit să avem un număr de 1438 de primari, ceea ce spune un lucru, ceea ce spune că într-adevăr Partidul Social Democrat rămâne un partid puternic. Da, ați pierdut Bucureștiul. Ați este foarte adevărat că am pierdut Bucureștiul, dar știți și dumneavoastră foarte bine ce probleme au fost acolo și încă acestea nu s-au mai terminat. Nu mai contează. Dar rezultatul este când rezultat. Se trage linie? Rezultatul este rezultat, iar eu pot să accept acest lucru, fără niciun fel de problemă. Dar după cum ați văzut și dumneavoastră declarațiile președintelui nostru, domnul Ciolacu, acolo unde lucrurile nu au stat bine, deja s-au luat și măsuri. Vedeți Vrancea, în care președintele da. A fost trimis în eșalonul 2, dacă pot să mă exprim așa, și nu numai la Vrancea. Deci iată că analiza este o analiză foarte serioasă și foarte promptă, dacă pot spune așa. Iar acolo unde lucrurile nu funcționează se și iau măsuri, iar aceste măsuri din declarațiile domniei sale vor și continua. Și mai mult de atât, cu privire la aceste alegeri parlamentare, pentru că tot ați întrebat dumneavoastră, s-au și făcut anumite criterii pe care trebuie să le îndeplinești în momentul în care îți anunți o posibilă candidatură în interiorul partidului. Mă rog, integritate, să fii o persoană cunoscută, să ai un CV adecvat postului pe care îți dorești să-l ocupi, să nu ai condamnări penale, pentru că și aici este o problemă. Pentru că trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna, pentru că cei care într-adevăr au probleme cu justiția nu au ce să caute în Parlamentul României. Și mai mult de atât, cred că cel mai important lucru este ca cei care vor veni pe aceste liste să înțeleagă o dată și pentru totdeauna că tu nu ai venit pe persoana fizică, ci ai venit pe listele Partidului Social Democrat. Da, și s-a văzut că unii dintre colegii dumneavoastră erau pe PFA acolo. Noi am pierdut rușinea de la ultima moțiune pe care ați depus-o. Adică mie mi-ar fi jenă să vorbesc. Am avut sincope și trebuie să le înțelegem și trebuie să învățăm din ele. Pentru că și eu am pățit-o în momentul în care am făcut eram partea guvernului Dăncilă și am fost trimiși acasă. Trebuie să o spunem franc în față, că am fost trimiși acasă, dar și acolo am avut și vot din partea unor colegi de-ai noștri care au ales să ne trimite acasă. Despre asta vorbim, că dumneavoastră PSD-ul este partidul care se devorează din interior, dacă vreți. V-ați dat prin miniștri jos,
Ați dat guverne jos, dumneavoastră, cu mânuța noastră, de socialdemocrați. Sunt ăștia, în interiorul guvernărilor, adică știu ce s-a întâmplat acolo și mai mult de atât sper să fi învățat ceva din lucrul ăsta și să înțelegem. Noi, de exemplu, județul Vâlcea putem fi un exemplu pentru ceilalți. Pentru că am plecat la drum, un exemplu de bună practică. Am plecat la drum 5 parlamentari și iată că nu terminăm astăzi 5 parlamentari, pentru că am înțeles un lucru. Partidul te-a trimis acolo, tot cu partidul trebuie să vii, cu același partid trebuie să vii acasă înapoi. Dacă vom înțelege acest lucru, cu siguranță că nu vom mai avea asemenea greșeli de care și dumneavoastră spuneți anterior. Domnul senator, dacă ar fi să trageți ceva concluzii după aceste alegeri locale care au avut loc în 27 septembrie, ce credeți că care credeți că este mesajul pe care electoratul vi l-a transmis? În primul rând, un mare absenteism la vot, chiar și la nivelul județului Vâlcea, da? În municipiu mai mare și în județ un pic mai mic. Handicapul e mai mic, dar nu foarte mic. În primul rând, concluzia este una foarte simplă, și anume că oamenii, populația și chiar populația vâlceană, nu mai sunt interesați de politicieni și politică. Și atunci poate că este vina dumneavoastră, a celor care faceți politică? Este doar vina noastră. Este doar vina noastră. Dacă avem un asemenea absenteism la vot, înseamnă că noi politicienii nu suntem credibili sau atât de credibili în fața populației pentru a veni la vot și a-și exprima acest drept constituțional până la urmă. Și de aici ar trebui să învățăm cu toții că trebuie să fim mult mai implicați, mult mai prezenți în teritoriu, pentru că știm foarte bine atunci când mergi în teritoriu, cred că dacă am face un sondaj, 2 din 10 cu care stai de vorbă îți spun, da, veniți doar o dată la 4 ani. Da. Cred că ăsta ar fi procentul. Cel puțin, și atunci trebuie să îți notezi și să înțelegi că trebuie să fii mult mai prezent în teritoriu, pentru că, de fapt, tu de la teritoriu pleci către centru. Ei, și că n-ai cum să pleci senator doar singur, ci pleci de pe o listă și cu un vot în spate. Asta ar fi o primă concluzie. Cea de-a doua este faptul că, într-adevăr, la Vâlcea Partidul Social Democrat rămâne în preferințele alegătorilor, pentru că oamenii au ales să continuăm împreună și după sloganul și mesajul nostru, pentru că altfel n-am fi reușit să avem 17 consilieri. Avem un vot politic bun la nivelul județului. Aveți o majoritate confortabilă în Consiliul Județean Vâlcea. Dar asta nu înseamnă cel mai mare liniște. Da, cel mai mare număr de primării rămâne totuși în dreptul PNL-ului. Este adevărat. Nu al dumneavoastră. Adică sunt lucruri... Da, făcând strict pe ceea ce se întâmplă astăzi cifre, PNL-ul are un număr mai mare de primării decât noi, însă făcând o analiză la nivelul județului Vâlcea per primării și consilii locale și Consiliul Județean, votul politic pe Partidul Social Democrat este unul foarte bun și mai mult de atât, iată că cei 4 ani de muncă ai președintului Constantin Rădulescu au fost concretizați printr-un vot de încredere covârșitor, ceea ce ne bucură foarte mult, pentru că, iată, vâlcenii au apreciat ce s-a realizat în cei 4 ani de zile și au ales să continuăm împreună următorii 4 ani de zile la Consiliul Județean cu aceleași investiții, cu același ritm alert și cu aceeași dorință de a face lucruri bune pentru județul nostru. Domnule Matei, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Mulțumesc mult că ați acceptat să fiți împreună cu mine astăzi și că ne-ați răspuns la întrebări. Timpul ne va spune dacă veți deschide lista de la Senat a PSD Vâlcea, dacă nu, probabil că vă veți îndrepta către catedră sau eu știu ce alte preocupări mai doriți dumneavoastră să aveți. Doamnelor și domnilor, eu sunt Magda Popescu, ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Vă doresc o după-amiază plăcută. La revedere!